genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulin, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună! Ce faci? Bună ziua! Stau și mă uit așa. Era așa un pic... Oare de ce? Am văzut că avem emisiune Pamflet, acum trebuie să spun o glumă neapărat. Da, dacă așa trebuie. Dar eu vreau să încep serios. Atunci pui la sfârșit gluma, nu? Zic, o glumă trebuie să fac dacă e Pamflet, trebuie să zic o glumă la un moment dat. Mă gândeam așa că... Dumnezeu să-l ierte, Silviu Brucan, cred că ar fi fost foarte interesant să prindă vremurile astea. Spunea Silviu Brucan în 1990 că României trebuie 20 de ani ca să intre în rândul lumii. Domnul Brucan a avut dreptate. 20 este o cifră exactă, numai că e ca în modă. La 20 de ani revine moda. Știi, la pantofi, haine, training-uri, da, catrințe și tot ce vrei tu. Și România revine, a revenit după 20 de ani, moda aia pe care am crezut că am abandonat-o la sfârșitul 89. Și îmi pare sincer rău că Silviu Brucan nu mai trăiește, pentru că ar fi avut niște comentarii, sunt convins, dincolo de trecutul lui Silviu Brucan, sau probabil tocmai datorită trecutului pe care l-a avut, el a avut, avea un background foarte puternic și știa foarte bine ce spunea. Am citit două cărți scrise de Silviu Brucan, și Silviu Brucan era conectat la toate sursele de informare credibile și foarte în regulă. Și dacă urmăreai o emisiune de a lui Silviu Brucan, știai și știai să citești printre frazele spuse de el, știai cam ce se întâmplă și încotro merge România. Un Silviu Brucan lipsește în ziua de astăzi, sunt câțiva realizatori de televiziune, numai că sunt subțiri. Unii au un background foarte puternic și au surse foarte bune de informare, cum este Mircea Dinescu, dar câteodată, din cauza lui Stelian Tănase, care, după părerea mea, este un foarte slab realizator de televiziune, foarte slab așa în general, Mircea Dinescu nu spune până la capăt ce ar trebui să spună. Și Mircea Dinescu este tobă de informații, vreau să spun. A, poate rostul colegului de emisiune, rostul colegului lui de emisiune e să câștige niște bani foarte mulți de la postul de televiziune și să se bage în seamă. Mm-hmm. Alt rost nu văd. Mai este Emil Hurezeanu, care este tobă de carte și are tot foarte multe surse de informații, dar este un om mai ponderat de felul lui și un om care a știut toată viața să se strecoare și să-i fie bine. Îți reamintesc că Emil Hurezeanu a făcut parte și din cabinetul Adrian Năstase, dacă nu mă înșel, câteva luni. Și în rest sunt niște domni și niște doamne cam subțire așa. Deci un Silviu Brucan cam lipsește. Ar fi fost foarte interesant să iau din comentariile acum, nu? Mă gândeam la Silviu Brucan. Și asta pornind de la ce, mai exact? Mă gândeam eu așa, că mă mai gândesc și eu așa, fără nicio legătură, absolut. Da, eu aș vrea să te întreb, am avut o știre... am aflat că domnul Orest Onofrei ar fi vrut ca EBA să-și facă buletin de Suceava, că e foarte susținută și iubită aici. Da, păi dacă te uiți la rezultatul alegerilor, spui că este extraordinar de iubită. Era astăzi o informație pe un site de știri sau un evenimentul zilei, nu mai știu exact, că în județul Dâmbovița sau nu știu pe unde, că acum la PDL este o problemă. Cei care nu au făcut de fapt s-a vorbit înainte. Cei care nu vor scoate un scor bun la alegerile europarlamentare vor pierde funcțiile și plus oamenilor care au fost puși în funcție de conducere la instituțiile statului și vor pierde de asemenea posturile. E bine, și s-au făcut niște calcule, câteva județe sunt codașe, printre care Hunedoara, Dâmbovița, parcă Maramureș, nu mai știu exact, dar era un județ unde liderul de acolo se scosese pentru că în afară de faptul că strânsese niște voturi pentru PDL, bineînțeles puține, el se scosese pentru că avea EBA 8.000 de voturi. Uh-huh. Și spunea că record. Nu erau bine informați cei de acolo. Recordul EBA la Suceava, pentru că este foarte iubită. Eu am observat astăzi că ai noștri colegi de la Monitorul de Suceava au făcut o hartă, o hartă electorală. Da. Și era portocalie mai toată că unde a câștigat PDL-ul. Și Monitorul scrie acolo că EBA a câștigat alegerile în vreo 6 comune, printre care Ulma, Mitocu, Dragomirnei, Dărmănești, parcă, oricum niște comune, Râșca era. Și stau și mă gândesc la fetele din localitățile respective și le și văd ieșind toate din casă, de exemplu la Râșca.
Da. Îmbrăcate toate fetele așa cu taior negru, fustă neagră, așa umbră fetele în râșca, fustă neagră, pantofi cu toc așa și cu butoane la braț. Ieșim fetele din râșca. Și cu părul întins cu placă. Și cu pic de botox în... Băieții, poponeți de râșca, nu știu care alt poponeț de râșca, toți poponeții din râșca mergând să voteze. Fițoasele din râșca mergând să voteze. După aia, din informațiile mele la râșca, acum sunt glume, ca să fie la pamflet. Da, eu m-am prins. Să ne iasă acolo. Mai este Cristin Valmi, trăiește la râșca. Mai este doamna Monica Tatoiu, are casă de vacanță la râșca. Andreea Raicu, am înțeles că are casă de vacanță la râșca. E firesc că a câștigat alegerile la râșca. Păi nu? Ba, că toate au venit acolo și au vorbit despre EBA, i-au făcut lobby. Aici, în Suceava, păi, au votat tinerii, elevii de la Colegiul Petru Mușat, să spunem, de la Industrial 2, alți fițoși, că băia numai fiți, au toți BMW-uri acolo. După aia mă gândesc că cei de la Industrial 1 din Brudugea au votat cu inima deschisă. Sunt fetele din județul Botoșan venite să facă facultatea la, noi aici, la Cambridge, aici, la Suceava, și toate sunt niște fițoase. E firesc că au votat cu EBA și de aia a ieșit. Mă, domnul Orestor Nufrei spunea să-și facă buletin. Nu mai este nevoie să-și facă buletin pentru că bunicii ei dinspre mamă locuiesc în Burdujen sat. Și e ca cum ar fi de aici, de la noi. Da. Ca să umbli în ziua de astăzi să faci buletin, îți trebuie o grămadă de acte. Pe de altă parte, ar fi extraordinar de bine dacă ar veni EBA și ar face buletin de Suceava. Unul la mână, ar fi știri mondene foarte multe. Când ar merge EBA la cumpărături, când ar merge la Cărturești. Da, ceva ce ne lipsește. Un capitol care ne lipsește, știri toată mondene. Toată ziua, la Cărturești. Ce a mai făcut EBA la Cărturești? Ar putea fi o rubrică permanentă. Permanentă. După aia la Diverta, că de la Cărturești îți iei cărți, de la Diverta îți iei niște filme. Apropo, au filme foarte bune la Diverta. Deci ar fi odată știri. După aia centrul Suceava ar cunoaște o transformare radicală. Pentru că face un dorobanț, adică trebuie și municipiul Suceava, faci o grămadă de cafenele și ar arăta foarte frumos centrul Sucevei cu o grămadă de cafenele și am numit centrul Sucevei Dorobanț, ca să fie clar, și ar dispărea toate chiciurile alea din centrul Sucevei. După aia s-ar face mai multe cluburi, bambuuri și cum se fratelii și tot așa. Deci ar cunoaște o dezvoltare nemai întâlnită dacă și-ar face. Deci eu îmbrățișez această idee, chiar mi se pare genială. Problema e că dacă își face buletin de Suceava, pe urmă o să apară râca fetelor din râșca. Băi, EBA, dar ți-ai făcut buletin de Suceava, nu-ți faci de râșca? Că și noi fetele am fost aici la vot. Aici ar putea să apară problema, dar ținând cont de faptul că domnul Orest Onofrei, senator din partea Partidului Democrat, paranteză, deci domnul Orest Onofrei nu e la partidul EBA, e la PDL. Da. Deci senator, nu scrie senator EBA, senator PDL. Domnul Orest Onofrei a subliniat faptul că în municipiul Suceava EBA a câștigat foarte multe voturi, deci eu sunt de acord și îmbrățișez cu toată căldura, cu toate că nu mai e nevoie de căldura mea pentru că e foarte cald afară, această idee, pot să-i spun, genială. Da. Asta a fost pamflet. Da, evident. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, comentariul zilei se încheie aici. Numai bine!